Bună! Pentru că astăzi este una dintre acele dăți în care m-am îmbrăcat și eu frumos ca să pozez produse pentru newretro.ro, nu din alt motiv. Apropo, pe ambele le găsiți acolo. Și vreau să vă arăt că la acest sacou am... Ăștia nu sunt vintage, ce cei ăștia, dar sunt handmade. I-am luat de la o tipă foarte talentată, pictoriță la bază, dar ca să se poată întreține, făcea bijuterii la un târg din centru vechi. Foarte, foarte frumoși, foarte minuțioși. Mi se pare că se potrivesc foarte bine cu sacoul ăsta asiatic. Materialul, nuanța. Iar partea de pe interior este un simplu furou superb, vanilie, pe care l-am de foarte mulți ani și de care nimeni nu s-a atins încă. Este pe site acolo, așteaptă să fie băgat în seamă. Uitați-vă și voi ce culoare are. Am zis că dacă tot sunt așa aranjată, să fac și un video, pentru că n-am mai făcut de mult, în care să stăm de vorbă. Și subiectul pe care m-am gândit să-l discutăm astăzi este unul, bineînțeles, legat de vintage și second hand, și anume ce putem împrumuta din dulapul bunicii sau al mamei, depinde de caz. Sunt o grămadă de lucruri la care nici nu vă gândiți. Nu trebuie să ne îmbrăcăm din cap până în picioare așa, în niciun caz, dar au anumite piese valoroase. Și ca aspect, și ca trend, și ca o calitate mai bună a materialelor, din toate punctele de vedere, și ar fi păcat să nu profitați, dacă e cazul. Unele bunici săracele, cum ar fi cele de la țară, sau care nu au avut posibilități de-a lungul vieții, nu au de unde să vă dea. Vă spun imediat pe ce să puneți ochii repede, ce să urmăriți în primul și în primul rând. Păi, după mine, numărul 1, cel mai important este să alegeți și să vă uitați după bijuterii. Credeți-mă. De obicei, ele au lucruri clasice, care nu se demodează niciodată. Sunt deosebite față de ce găsiți în ziua de azi și de foarte bună calitate, ca orice produs mai vechi. Să vă arăt absolut la întâmplare. Nu am foarte multe, pentru că nu am avut norocul să le moștenesc de la cineva. Eu le-am cumpărat sau poate le-am mai primit, dar foarte, foarte puține. Sunt frumoși oricând, în orice trend. Uite, ăștia sunt. Am dat 50 de lei pe ei la un târg de vechituri. Nu știu dacă e mult, dacă e puțin. Și chiar i-am purtat, adică chiar îi port. Și un colier, nu am ceva, n-am avut altceva mai prețios la îndemână să vă arăt, dar culoarea este foarte frumoasă. Din pietre semiprețioase, nu știu în momentul ăsta să vă spun cum se numesc. Și tot așa, uite, chiar ca un contrast și cu ce port eu ar merge. Ok, să zicem că acum, în perioada asta, în 2023, primăvară, nu se poartă genul ăla de colier, dar poate anul viitor, da, îi dai o pauză, îl ții acolo, niciodată să nu renunți la bijuteriile vintage de calitate și după aia le scoți la lumină. Mai departe, ce cred eu că este important să împrumutăm și dacă ele sunt drăguțe, să luăm de tot... Sau dacă ele nu mai poartă, haină de blană sau haină de piele, dacă sunt măsura noastră, dacă au rămas într-o condiție bună, hainele de blană naturală care se fac în perioada asta pe care o trăim acum sunt foarte scumpe. Poate ai și anumite principii legate de protejarea animalelor, cum am și eu, și atunci nu vrei să cumperi lucru nou făcut din blană de animale, zic, poate, nu vreau să creez nicio discuție pe tema asta, fie lumea împărțită și chiar nu, ăsta e scopul meu. Și atunci, mai bine e un lucru care a fost făcut de mult și decât să fie aruncat, îl porți tu și dacă îți și place, este și măsura ta, eu zic că trebuie luat și păstrat forever. Ce cred eu că ar mai fi de luat din dulapul bunicii sau al mamei, eventual dat moștenire fiicelor sau nororilor, dacă mai rezistă, cred că sunt sacourile.
clasice. Nu vorbim de nebuneli, trenduri, dubioșenii. Nu, un sacou clasic poate fi și ăsta de pe mine. De ce nu? Doamne, ce culoare frumoasă are lumina asta. A ieșit un pic soarele. Nu știu, e un verde brăzuliu, așa, să zicem. Are dublura asta foarte frumoasă cu flori. De obicei, sacourile care se făceau pe vremuri erau din nou mult mai bine croite, mult mai de calitate și mult mai rezistente. Și ar fi păcat să nu profităm dacă aveți norocul, după cum am spus, să dețineți o bunică sau o mamă care a fost pasionată de modă și care a avut și posibilitatea să-și cumpere lucruri. Nu știu, poate a fost profesoară, poate a fost medic, cine știe. Diverse profesii din astea care îți permiteau să îți achiziționezi lucruri mai elegante. Cred că dacă ochești în dulapul bunicii sau mamei o geantă clasică, din piele eventual, de ce nu, foarte bine ar fi, și dacă mai e și de brand, chiar și un brand românesc, cu atât mai bine, pentru că valoarea ei se va păstra și mai mult în timp, trebuie să o iei. Da. Trebuie. Este necesar, imperios necesar, pentru că o vei folosi, crede-mă. Clasic. Ce înseamnă clasic? Să fie simplă, dreaptă, eventual rigidă. Ah, haideți să vă arăt o geantă vintage superbă. Nu e piele, nu e simplă, nu, dar e... Ia uitați-vă voi cum e geanta asta. Va fi și ea pe miretro.ro, dar are o mică problemă aici, care poate fi rezolvată. S-a rupt fermoarul, trebuie înlocuit, dar e păcat să nu fie purtată în continuare pentru un simplu fermoar, nu? Genul ăsta de lucruri. Deci nu neapărat clasic, simplu, ci poate fi ceva deosebit care nu se mai face azi. Genul ăsta nu se mai face azi. Dacă se face, este o copie ordinară, tristă. Nu zic că o porți în fiecare zi. Poate o porți odată la 2 ani, dar merită. Adică atunci când o porți, nu mai poți de dragul ei și clar vei atrage toate privirile și toată lumea o să întrebe, de unde o ai? Vreau și eu. Din păcate, nu o mai găsiți, pentru că s-a făcut acum 30 de ani, 40. Da, e super bun. Și cu asta, așa, ăsta a fost outfit-ul meu și am avut acești saboți, care nu sunt vintage, din păcate, dar mi se părea mie că fac parte din ținută. Hey, it's me. Lăsați-mă să mă gândesc un pic. Ah, foarte important. Eșarfe, domnule. Hai să vă arăt câteva eșarfe vintage. Așa. Am revenit cu o eșarfă vintage pe care o găsiți pe miretro.ro. Sunt mai multe acolo. Așa arată eșarfele vintage. Și calitatea este una care nu poate fi comparată cu nimic. După mine sunt un fel de obiecte de colecție, obiecte de artă chiar, pe care, la fel cum adun tablouri, așa poți aduna și pe șarfe. Pentru că sunt culori, vai de capul meu, foarte vii, sunt imprimeuri foarte, foarte drăguțe. Lumea avea, nu știu, era mult mai naivă și mai veselă și mai optimistă și făcea lucruri mai frumoase pentru ochiul meu. Pentru altcineva, o rochie simplu nude este frumusețea supremă. Pentru mine este utilă, dar nu este frumoasă neapărat. Și după un timp devine chiar plictisitoare. Altceva, cred că este pe ultimul loc,
Și aici este un pic delicat, dar se poate găsi ceva drăguț și la acest capitol este vorba despre pălării. Știu că multe pălării sunt foarte demodate, că lumea în general nu mai poartă pălării, nici eu nu mai port, deși îmi plac, doar pălării de vară, eventual să te protejeze de soare. Eu zic că totuși merită să le mai dăm o șansă unor pălării care sunt deosebite și care nu vi se pare că vă îmbătrânesc. Da? Hai să vă arăt una pe care am găsit-o eu într-un second hand din București anul trecut și o să vă las link în descriere cu video respectiv pentru că am luat o tonă de pălării atunci. Nu am mai judecat în momentul ăla, mi-au plăcut atât de mult. Pe unele le pun pe site, pe unele le voi păstra, cum este asta. Asta o să o păstrez pentru că îmi place nuanța, este vintage și îmi place forma. Nu știu dacă o să o port, cât o să o port, dar e de păstrat pentru mine. Dacă aveți și alte idei, eu le aștept și mai vorbim!